Invităm pe domnul Florin Vasile Câțu, prim-ministrul României, să ia cuvântul. Domnule președinte al României, domnilor miniștri, domnule comandant, director general, doamnelor și domnilor, marcăm astăzi centenarul Institutului Cantacuzino, o instituție românească de elită care s-a impus drept un brand de succes în lumea cercetării. Descoperirile științifice remarcabile în plan internațional și cercetările neobosite ale unor specialiști pasionați au fost pilonul care a susținut Institutul Cantacuzino în perioade extrem de dificile. Și aici nu mă refer atât la perioada anterioară anului 1989, ci și la ceea ce s-a întâmplat ulterior, când subfinanțarea, frecventele schimbări manageriale și ingerința politicului au făcut ca această instituție talon în cercetare să fie la un pas de colaps. Este o lecție pe care nu trebuie să o uităm. Eforturile deosebite din ultimii ani au salvat Institutul Cantacuzino și au făcut posibilă continuarea cercetărilor și relansarea activității de fabricație a produselor biologice, cartea de vizită care l-a făcut renumit. Anul trecut, în ciuda dificultăților pandemice, specialiștii Institutului au reușit repunerea în funcțiune a echipamentelor, verificarea întregului flux tehnologic și producerea primelor doze necomerciale de vaccin gripal trivalent. Sunt premise foarte bune că la Cantacuzino va fi realizat la scară largă un produs sigur și benefic pentru români. Încă de la începutul pandemiei de COVID-19, Institutul Cantacuzino a avut un rol vital în efortul comun de a apăra sănătatea cetățenilor. S-a aflat și continuă să fie în prima linie în lupta cu noul coronavirus prin efectuarea de teste, dar și prin studii valoroase cu privire la transmiterea infecției COVID-19. Pentru prima dată în România s-a realizat secvențierea genomului virusului. Doamnelor și domnilor, respect istoria Institutului Cantacuzino și cred în viitorul său și al cercetării românești. Ca prim-ministru, voi continua să susțin cu toată convingerea proiectele și inițiativele Institutului. Însă, dincolo de asigurarea resurselor necesare, cred că cel mai important sprijin pe care Guvernul poate da specialiștilor de la Cantacuzino este să-i lase să-și facă treaba, să nu-i încurce cu decizii politice, să nu uite lecția trecutului. Cantacuzino va rămâne în prima linie de combatere a pandemiei, atât prin ceea ce face în prezent, dar și prin capacitatea și expertiza pe care le va pune în valoare în cadrul mecanismului european de creștere a capacității de producție a vaccinului împotriva COVID-19. Transmit felicitări specialiștilor pentru realizările remarcabile, pentru continuarea tradiției în cercetarea românească. Doresc mult succes celor care, prin munca lor, prin cercetările pe care le fac, protejează sănătatea României. La mulți ani Institutului Cantacuzino și cât mai multe proiecte reușite. Mulțumesc!